Comasarea alegerilor începe cu discuțiile despre portofolii. Socialdemocrații și liberalii vor să împartă mai întâi ceea ce încă nu au, adică primăriile marilor orașe conduse de edil din USR. Astfel, la masa discuțiilor, planurile acerbe sunt în jurul a cinci mari orașe cu primari USR. Însă, marea bătălie se duce pe primăria capitalei. Un fotoliu pe care și-l dorește, de exemplu, Gabriela Firea, care încă este candidat la candidatură, și pentru care liberalii l-au anunțat pe Sebastian Burduja. Iar odată comasate alegerile locale cu cele europarlamentare, am putea avea și o situație inedită, fără precedent, cea a României cu câte doi primari pe localitate, unul în mandat și cel ales în așteptare. Despre acest lucru discutăm cu invitatul meu de la această oră, domnul Ionuț Moșteanu, deputat USR, care este în platoul știrilor B1. Bună ziua, domnule Moșteanu! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Vă mulțumesc pentru prezență! Ne uităm așadar la acest mult discutat subiect, comasarea alegerilor și o să vedem imediat o hartă care arată exact ce își doresc pentru început, socialdemocrații și liberalii, când vine vorba despre comasarea alegerilor, pentru că își doresc candidați comuni la acele primării în care dumneavoastră, USRU, aveți primari. Vorbim despre primăriile importante. Vedem așadar Capitală, Nicușor Dan, susținut de USR, Brașov, Valen Coliban, Bacău, Lucian Viziteu, Alba Iulia, Gabriel Pleșa, Timișoara, Dominic Friț, Câmpulung, Mușcel, Elena Lasconi, Iată, sunt orașe, regiuni importante, orașe importante pe care le vor împărți social-democrații și liberalii atunci când vor vorbi despre comasarea alegerilor. Cum? Ar, ar vrea să și le împartă, pentru că ei văd harta asta ca pe o pradă. Bucățele pe care le iau. În fiecare bucățică de asta ei se mufează cu firmele lor de partid și vedem ce s-a întâmplat recent la Prahova. Am văzut baronul PNL de Prahova, Dumitrescu, cât de mult putea fura din bani publici o pagă de 3 milioane, o viață de nabab a unui om angajat la stat. Ăștia sunt PNL-ul și PSD-ul. Ei urmăresc cumva să se mufeze și la aceste resurse, sunt foarte necăjiți că au văzut Că niște primari harni și bine intenționați pot arăta că poți să faci treabă bună pentru cetățeni, ceea ce ar trebui să facă fiecare primar. Eu o să candidez la Pitești cu acest gând. Vreau să schimb orașul ăla. După 34 de ani, 35 de ani de dominație PSD, acolo nu s-a întâmplat nimic. E, și de fapt, asta este miza lor, să-i dea pe oamenii ăștia la o parte care au văzut că fac treabă și dau un exemplu prost pentru ceilalți leneși de la PSD și PNL din toată țara și să se mufeze la resurse. Dar nu este pentru cine se pregătește. Ați văzut, au mai fost politicieni care au încercat tot felul de lucruri, tot felul de matrapas și, cum se zice pe românește, și-au luat o în freză. Toți cei pe care îi vedeți aici fac o treabă foarte bună pentru comunitățile lor. Și știu în detaliu ce fac fiecare. Chiar mă uitam ieri Lucian la Bacău a turnat fundația, a început turnarea unei fundații pentru prima parcare supraterană făcută în Bacău după revoluție. Din nou, sunt 34 de ani în care nu ceilalți primari n-au atins nicio problemă structurală din orașele noastre, n-au încercat să le modernizeze. Noi Vrem o Românie modernă, vrem ca fiecare oraș să fie modern, atunci când merg România afară în vestul și centrul Europei și se întorc acasă, zic eu dacă vine vorba despre Bacău, Bacău, domnule deputat, aș putea să vă spun că probabil Spune. e puțin cam modern pentru că am văzut că acolo tot primarul Lucian Viziteu a pus acele bănci întoarse invers față de a, cum erau nevoile populației. Un, furni, un furnizor cu nu siguranță, dar a creat... Se, se mai întâmplă, adică, da, și când lucrezi cu oameni, cu firme, sunt unii buni, unii mai puțin buni, știți cum e în viață. Însă, el a atacat aceste probleme structurale, a modificat, a îmbunătățit termoficarea, iar a adus o turbină de cogenerare ce nu s-a mai văzut și am dat Bun. Mai exemplu ne, ne uităm pacără. la această hartă, domnule Moșteanu. În opinia dumneavoastră, dacă socialdemocrații și liberalii vor avea candidat comun la alegerile locale, care uh, vor fi uh, portofoliile pe care le veți pierde de la primărie? Eu cred că nu pierdem nimic, de aici o să câștigăm și altele. Și. Uh ei, din nou, ei că ziceți că vor merge împreună. Mi se pare lucru cel mai firesc ca PNL și PSD să fie împreună, cum ziceau colegii noștri la Bună România. Singura comasare normală și logică ar fi să comaseze PSD cu PNL, un PSD roșu cu un PSD galben. Ei o să vrea să meargă împreună, ar fi corect față de electorat, pentru că în felul ăsta PNL și-ar arăta fața și am mai arătat odată când a păcălit electoratul de dreapta, au cerut voturile pentru a salva, a salva țara de PSD și s-au luat în 9 luni de zile, s-au luat în brațe PNL cu PSD și sunt în brațe de atunci și... O să meargă împreună foarte bine să fie sănătoși noi, vrem să dezvoltăm țara asta și fiecare oraș, fiecare din oameni ăștia pe care îi vedem pe hartă, fac treabă foarte bună. Lângă ei vom fi și alții. Eu mi-am anunțat candidatura la Pitești, Stelian, Ion și-a anunțat-o la Constanța și vom avea mulți alți colegi mult multe alte orașe din țară, cred că oamenii au înțeles cine vrea și cine poate să facă dezvoltare și cine vrea doar să se mufeze la resursele publice. Și din nou vă spun și vă dau exemplu cel mai recent al baronului PNL de Prahova Dumitrescu, prim vicepreședinte al PNL, care ducea o viață de nabab pe bani publici, lua să-și pagă de 3 milioane de euro. Am văzut cum baronul de Vaslui de la PSD fura bani cu porbagajul, am văzut cum alt baron mai mic de la mine din județ, de la Mioveni, de la PSD, lua pagă de la colegi de partid ca să le angajeze copiii la spitalul din Mioveni. Ăștia sunt PSD și PNL și oamenii au înțeles, nu o să-i mai păcălească, nu le mai merge. În opinia dumneavoastră, mai este timp de această comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale? Păi, în mod normal și de bun simț, nu mai e. Pentru că sunt toate orientările Comisiei de la Veneția și bunul simț spune că nu poți să, te, să schimbi regulile jocului în timpul jocului. De vineri mai avem 4 luni de zile până la 9 iunie. În 4 luni de zile în care trebuie să fie campanie, pre campanie, depunere dosare, strângere de semnături și așa mai departe. Ori asta este o siluire a democrației pe care o fac PSD cu PNL, mai ales, peneliștii insistă pentru că îți dispărați, le fuge pământul de sub picioare, pentru că știu că electoratul de dreapta nu-i va ierta, electoratul de dreapta va, va alege Alianța Dreapta Unită din USR, PMP și Forța Dreptei și încearcă să-și scape. Uh, Hai că era să zic o prostie, am mai zis într-o emisiune ce să-i scape, milogindu-se de Marcel Ciolacu să le comaseze aceste alegeri, este o absolut o aberație, o siluire a democrației, cum spuneam, o bătaie de joc la adresa tuturor românilor și vor face un lucru. Îi vor enerva pe mulți, îi vor enerva pe mulți cu această comasare și vor deconta. Când enervezi și uh, când, când îți bați joc de o, o țară întreagă, oamenii ies la vot și se răzbună și singurul glonț în democrație e votul. O să vadă ei. Argumentul principal folosit este cel referitor la partea financiară, pentru că am văzut inclusiv ieri Alin Nica, membru al Partidului Național Liberal, spune aici că s-ar face o economie de peste 300 de milioane de euro. 300 de milioane de euro sunt cât vine? Un miliard, un miliard jumate de lei. Știți cât împrumută Ministrul Finanțelor Marcel Boloș? În fiecare zi, lucrătoare, am făcut noi socoteala. Un miliard pe zi. Deci, de astăzi până mâine, pe la mâine după amiază, va -am împrumuta Boloș un miliard și jumătate pentru a plăti toate combinațiile baronilor lor în numele poporului român. Și ei vorbesc de această comasare, de această comasare și de această economie. Cifrele alea sunt mincinoase și sunt umflate pentru că au comparat niște organizare de alegeri din pandemie cu organizare de alegeri care nu mai este în pandemie anul acesta. Mai mult. De ce spun că mie? Oricum va trebui să facă mai mult două secții de votare. Am vorbit cu primari. Primarii spun că eu trebuie să fac două secții de votare. De chiar dacă sunt în aceeași zi, trebuie să am în aceeași școală una de euro, una de locale, pentru că sunt alte liste, sunt alte reguli. La euro poți vota oriunde în țară, la locale Poți vota doar în localitatea în care ai domiciliu, trebuie să producă urne noi, cabine noi și așa mai departe. Deci este absolut o aberație, o minciună sfruntată în condițiile în care, cum spuneam și arătam, ei fură în fiecare zi o grămadă de bani, se împrumută un miliard pe zi lucrătoare pe Bolo și asta face. Ministrul Finanțelor sunt 200 și ceva de miliarde anul acesta, care vor fi împrumutate. 168 sunt prevăzute. Prev lăsați prevăzute, că așa au fost și anul trecut. Prevăzute, prevăzute. Că normal că nu e așa au făcut și legea bugetului, o lege mincinoasă. Așa au făcut și anul trecut, la mincinoasă și ați văzut cum au, ce au făcut cu bugetul. Au făcut bugetul harcea-parcea. Pentru că oamenii ăștia de la PSD și PNL nu au în gând să facă nimic bun. Și nu arată asta. Arată doar că vor să se mufeze la resurse bun. publice. O ultima întrebare, domnule deputat. În opinia dumneavoastră, cât de tare va afecta pe dumneavoastră coaliția de dreapta a această alianță care ar putea merge mai departe cu candidați comuni, mai ales în principalele orașe unde dumneavoastră aveți primari în funcție. Noi acolo. acum suntem mai bine organizați decât am fost vreodată. Suntem, și știu, partidul ăsta din primele zile. Avem uh, aportul partenerilor de coaliție, care sunt niște oameni cu multă experiență politică, cu structuri politice în țară, în deosebi acolo unde usr nu avea structuri politice și mă mai degrabă spre urbanul mic și rural. O să avem împreună în Alianța de candidați în fiecare localitate și chiar dacă ei își vor bate joc de democrație pentru că pot și vor comasa aceste alegeri și își vor bate joc de român, noi vom candida și vor vedea pe 10 iunie dimineața rezultatul. Nu avem niciun stres, suntem pregătiți, putem să începem mâine dacă vor să începem campania. Și însă ce fac cu asta? Duc România înapoi cu multe zeci de ani și am declarații, am căutat declarații ale pesediștilor de când pedeliștii Încercau să facă același lucru cu comasările și își smulgeau hainele de pe ei. Dar și acum s-au sucit pentru că ar vrea să facă această combinație, dar, din nou, nu este pentru cine să pregătește și o să vadă ei la alegeri. Asta rămâne de văzut. Încă o întrebare, deși am spus că era ultima, cea da. anterioară, cine va fi candidatul nostru la prezidențiale? Urmează să stabilim un cadrul alianței. E care ar fi, ar fi criteriile de bază? Trebuie să fie un lider cunoscut, un lider uh, care a arătat că are curaj și că vrea să schimbe ceva în țara asta, în care vedem că mulți sau cei mai mulți dintre cei care au ajuns în poziții de putere s-au mulțumit cu mașină, șofer, secretară și uh, o deplasare, două. Și cel mai bun exemplu este domnul Iohannis, care a dormit în post 10 ani de zile și. Uh, Trebuie, e nevoie de un om curajos, un om care să vrea să schimbe, să arate că atunci când. Care ar putea fi când și a din și a PMP să sau din Eu o, o forța să fie dreptei. Cea, cea mai bună variantă care poate intra în turul 2. Odată intrat în turul 2 cu PSD-ul, candidatul dreptei câștigă alegerile întotdeauna. Cătălin Drulă și-a anunțat, de exemplu, disponibilitatea. Eu personal îl cunosc foarte bine, am văzut ce poate să facă și cred că ar fi o opțiune bună în care, cu care. România ar scoate capul după mulți ani de zile și ar conta, în, că sunt, din nou spun, de 35 de ani. Suntem la, și geografic, am rămas și politic la marginea Europei și pentru asta e nevoie de un președinte curajos și respectat, care să-și câștige respectul. Vă mulțumesc foarte mult pentru mulțumesc prezența eu. în platou, Ionuț Moșteanu, deputat USR.